Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la o nouă ediție a videochatului Cotidianul.ro Comentez. Invitațiul ediției de astăzi, fostul jurnalist și editor aici la Cotidian, actualul deputat PDL de Prahova, Sever Voinescu. Alături de mine în studio, jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Voinescu, vă mulțumim că... Aș vrea să facem o precizare. Eu nu sunt deputat de Prahova, eu sunt deputat de Ploiești. Acum avem colegii, nu mai reprezentăm așa spații largi într-o reprezentare difuză. Nu, am o zona a orașului Ploiești, zona de sud a orașului Ploiești. Eu sunt deputat de Ploiești. Deci nu vă asumați tot județul? Așa, sentimental, da, sigur. Dar în ce privește reprezentarea? Da, sigur, în Ploiești. Chiar în Ploiești, da. Am să încep prin a vă reda un citat dintr-o clasică, aș spune, deja. Au impresia că le știu pe toate, au impresia că fără să jignesc pe cineva, fără să jignesc acești intelectuali, au impresia că sunt mai presus decât conducerea unui partid, că sunt mai presus decât membrii partidelor. Într-adevăr, poate noi ăștia din partid, oamenii simpli de partid, nu avem pregătirea și nivelul intelectual al acelor oameni, însă avem alte calități. E un citat din Elena Băsescu, din campania electorală, în care fiica președintelui denunța opoziția intelectualilor la candidatura sa și anunța că, domnile voastre, veți avea probleme mari în a vă adapta în partide, pentru că aveți lipsa unei rigori a unei discipline de partid. Se întâmplă asta? Cred că dacă, în fine, această categorie de oameni în care cu amabilitate mă includeți și pe mine, au probleme în a se adapta într-un partid politic, nu e pentru că le lipsește ceva, ci e pentru că au ceva în plus. E un exercițiu al libertății și e un exercițiu al gândirii critice, în care intelectualii adesea persistă, să o spunem deschis, persistă poate și dincolo de o limită firească, dar până la urmă asta face intelectualul și e limpede că adesea aceste trăsături te fac greu digerabil în interiorul unui partid sau în interiorul clasei politice în general. Dar e ceva important aici de adăugat, și anume faptul că partidele la rândul lor au nevoie de o puternică dimensiune intelectuală. Și asta nu neapărat pentru că, să spun, dau bine sau din considerente de imagine. Există, din păcate, în politica românească obsesia imaginii și obsesia comunicării. Poate vorbim și despre asta la un moment dat. Intelectualii nu dau bine la imagine. Asta este, după părerea mea, o idee greșită. Intelectualii sunt foarte utili într-un partid politic, tocmai pentru că pun pe masa, să spun, de dezbatere internă a partidului o plajă de opțiuni și de analize mult mai largă decât ceea ce fără ei s-ar discuta. Adică, mai exact, cu intelectualii, un partid care asumă intelectuali este un partid care are o marjă mult mai largă de acțiune prin simplu fapt că e o contribuție serioasă de inteligență și imaginație în interiorul partidului respectiv. Ducând raționamentul mai departe, păi haideți să vedem cum și-a asumat Partidul Democrat Liberal Intelectual în momentul în care a făcut alianță cu PRM la primăria Capitalei. Ați fost consultat? Nu, acum. Mi-amintesc că ați... Nu, și am spus-o deschis și o spun. Orice apropiere a partidului meu de partidul domnului Corneliu Vadim Tudor mă crispează. Mă face să mă simt, mărturisesc, chiar ușor jenat. Pentru că eu cred că domnul Corneliu Vadim Tudor și partidul domniei sale reprezintă un element de mare toxicitate pentru democrația noastră. N-am fost consultat și era firesc să nu fiu consultat, pentru că eu nu sunt membru în conducerea partidului, acolo unde se iau deciziile astea de alianțe, în fine, mai mult sau mai puțin conjuncturale. Și nu cred că era firesc să fiu întrebat de vreme ce nu sunt parte acolo. Dar asta nu înseamnă că nu mi-am spus părerea și nu mi-o spun în continuare. Și sunteți împăcat cu această decizie? V-ați resemnat? Nu sunt împăcat. Eu sper doar ca argumentele noastre ale celor care considerăm că nu e o idee bună, chiar dacă câștigul imediat poate să justifice ceva, nu e o idee bună.
Eu sper că aceste argumente până la urmă vor prevala. Ce se întâmplă? Eu înțeleg că am intrat într-un partid în care nu se întâmplă lucrurile așa cum vreau eu. Ar fi absurd să cred asta. Eu încerc doar să influențez împreună cu alții direcția în care merge partidul și sper să fie direcția cea bună. Asta nu înseamnă că nu mă pot înșela și eu. Cristi, te invit să intri și tu în rol? Da. Domnule Voinescu, o să spun domnule Voinescu din rațiuni de emisiune. Momentul în care v-ați decis să renunțați la independența pe care o dă jurnalismul, ați simțit că ați câștigat ceva prin acțiune politică? Nu. De ce? Nu, n-am câștigat nimic. Poate doar la un moment dat, la când voi trage linie, voi putea spune, sper că am câștigat ceva experiență și am învățat mult mai multe lucruri. Dar altfel vă mărturisesc că am o nostalgie când mă gândesc în urmă la perioada în care eram independent. Acum aș vrea să mai spun ceva despre independență. Știți că adesea, chiar și în perioada în care scriam, eram acuzați că nu suntem independenți, noi ăștia care suntem cu Băsescu. Nu-i mai puțin adevărat că și noi îi acuzam pe cei care sunt împotriva lui Băsescu că nu sunt independenți, că sunt, cu alte cuvinte, dependenți de ceva, de cineva. Noi confundăm sensul cuvintelor foarte des și acum, ca să revin și la prima întrebare, probabil că unul din rolul cel mai important pe care un intelectual ar putea juca în politică este să încerce să lămurească sensul cuvintelor, pentru că oamenii politici foarte adesea folosesc cuvinte fără să le înțeleagă sensul. Și atunci, când limba se amestecă și se tulbură, mințile se amestecă și se tulbură și, ca să zic așa, fandaxia e gata. Bun, revin. A fi independent nu înseamnă a fi echidistant. Sunt două lucruri complet diferite. Dar bagi votul în urnă pentru cineva până la urmă. Eu am fost, evident că am fost independent raportat la orice forță politică, raportat la, chiar și la, o spun deschis, chiar și la conducerea ziarului, raportat, dar am fost întotdeauna dependent de mine însumi, dependent de convingerile mele, de părerile mele, de opțiunile mele, așa cum suntem toți. N-am vrut niciodată să fiu echidistant, pentru că vă spun deschis, nu cred în echidistant. Nu, acum hai să ne mai înțelegem asupra unei chestiuni. În măsura în care scrii articol de atitudine, când atitudinea e echidistantă, nu mai e atitudine, nu știu cum să zic. Nu, eu nu cred, pur și simplu, nu cred nici în jurnalism obiectiv. Noi făceam și dumneavoastră faceți mai degrabă scrind ceea ce se cheamă editorial, să stai un cuvânt care și-a pierdut de mult sensul. Editorial la origine înseamnă chiar punctul de vedere al conducerii ziarului și în general apărea nesemnat. Da. La noi editorial înseamnă comentariu. Bun. Deci noi scriam de obicei sau mai degrabă comentarii, dar eu nu cred nici măcar în acel jurnalism obiectiv care redă fapte pure. Nu există fapte pure. Există doar stenograme. Fapte... Dar trebuie să vă spun că și citirea stenogramelor foarte adesea este un act de interpretare și necesită un adevărat exercițiu hermeneutic, ca și cum ai citit, probabil, n-am citit niciodată, nu știu, manuscrisele de la Marea Moartă în original, probabil cam la fel. Adesea stenogramele sunt mai încifrate decât par. Ați avut o experiență recentă. Da, din păcate. Unul dintre cititorii noștri, Ralu Filip, mă rog, nu, cred că e o coincidență. Nu, e sigur o coincidență. Iertați-mă, nu-i este foarte nemulțumit și sugerează că dumneavoastră jucați un rol, până la urmă, decorativ în acest partid, în sensul în care imaginea dumneavoastră să nu fi fost folosită în campanie pentru a obține voturi. Practic, domnile voastre, ați dus în atâtea lansări greul campaniei, ați fost pe toate scenele, mă refer la parlamentare atunci, acum la europarlamentare. La europarlamentare v-am învins Vanghelie, cel puțin în București. Cine îl poate bate pe mine? Și aceasta este întrebarea.